Bună seara, domnilor și domnilor. În prima oră, o temă culturală. Vă veți da seama după calitatea și anvergura, sigur, invitatului meu din prima oră a emisiunii în această seară. Este vorba de profesorul dr. Ion Predescu, căruia îi mulțumesc. Vă mulțumesc, domn profesor, că ați venit să stăm de vorbă. Și eu vă mulțumesc și calitatea emisiunii va fi dată de dialogul amândurora. Domnul profesor, trebuie să le spunem telespectatorilor că noi ne-am întâlnit în vreo 30-40 de emisiuni în ultimul deceniu, cel puțin, și niciodată nu v-am spus despre ce vă propun să vorbim și am făcut-o dintr-o șiretenie publicistică, anume n-am vrut ca dumneavoastră să veniți aici cu anumite constructe, cu anumite chestiuni prefabricate. Am vrut să nu vă legați de nicio bibliografie, pur și simplu să aplicați în practică acea definiție a culturii care spune că ea este cultura, ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai citit, sau cam așa ceva. Bun, așa sunt lucrurile. Iată, la începutul dialogului nostru vă propun să vorbim despre cuvinte, domnule profesor. Da. Despre cuvinte, pentru că noi știm că la început a fost cuvântul. Știm de la Ioan, știm din Scriptură. Mai știm că la mijlocul secolului trecut, începând din anii 30 și ceva până în 50 și ceva, a fost o vijelie, dacă vreți, a întrebărilor despre limbaj în așa zisa direcție a filozofiei limbajului. Unde se înscriu un Wittgenstein, Carnap, Quayle și alții. Și cuvintele au fost puse cumva la îndoială sau au fost privite cu mult scepticism. După care, părerea mea, încă o lovitură dată cuvântului în sensul brut în care îl înțelegem noi, nu în sens scripturistic sau hegelian, sau ci în sensul brut, a fost în momentul în care am intrat în postmodernism. Ironia, punând sub semnul ironiei, ca să fac o tautologie necesară, toate sensurile și consensurile și așa mai departe. Și atunci eu vă întreb, cât mai mizați dumneavoastră, câte feluri de a fi, în primul rând v-aș întreba, câte feluri de a fi ale cuvintelor există, ce valoare de adevăr? Vedeți, la început a fost cuvântul. La început n-a fost sunetul, a fost cuvântul. La început n-a... Deci eu mi-imaginez o Biblie, o Scriptură, mai ales, întemeiată pe ideea că la început a fost sunetul. Parcă nu merge. Ceva undeva ne blocăm. La început a fost plânsul, la început a fost frunza verde, la început... Până la urmă tot cuvântul rămâne suveran. Dar în același timp ne și minte. Dumneavoastră lucrați cu cuvintele, trăiți din cuvinte până la urmă, le puneți să are pentru dumneavoastră cum pune țăranul boi, îmi punea boi în juc și mai pune și în ziua de azi. Cuvintele obosesc că le pui la jug în fiecare zi. Simt asta și la mine și cuvintele mele obosesc. Uneori trebuie să le las să se odihnească ca să mai pot ara cu ele o mică parcelă a unui mic editorial. Sigur, tema pe care ați propus-o este generoasă și chiar cuprinde bibliografie și acoperă probabil întreaga tradiție culturală și întreaga contemporaneitate. De asta ați vorbit frumos despre aratul plugul, despre țăranul cum duce boi sau cai. Așa îi spune și Martin Heidegger imaginea, deci cuvânt, își imaginează întotdeauna că își imaginează că sensurile lumii sunt atunci când plugarul trece peste calcă în urma plugului și atunci rămâne o urmă.
rămânând o urmă, aceea este plină de sens și urma aceea aduce profunzimea. Aș vrea să vă spun că acum, la vârsta aceasta, și poate că dintotdeauna, de aceea și scriu așa cum scriu, cred că întotdeauna cuvântul, psihologia are foarte mare importanță, dar sexului credincios și religios este acela că el lasă o urmă sau lasă niște spații între, există niște spații între cuvinte. De fapt, nu mai comunici, cum se spune la ele, ele caragiale, păstrând proporțiile, spune George Călinescu, care are totuși un lirism inimitabil. Deci cuvintele, ele fac un lanț erotic, fac un câmp erotic, de fapt, se cheamă. Dar s-a spus că sunt și cuvinte obosite. Cuvintele acelea obosite sunt poate că cele mai importante uneori, că trebuie să le revitalizezi, trebuie să le redai contexte, să le redai sensuri. Sigur că eu întotdeauna, astăzi facem pregătire pentru bacalaureat și am interpretat texte, am interpretat câte un vers sau altul de multe ori, fiindcă al interpreta din diferiți poeți. Astăzi pare mi se că am interpretat din Pilat. Fiecare cuvânt de acolo trebuie să îi găsești, probabil că așa am gândit în ultimul timp, un câmp erotic. Am citit acum, deci de 3 săptămâni, mă ocup de o carte frumoasă, foarte așa expresivă, care este despre frumosul creștin. Tradusă de niște tineri care mi-au fost și mie elevi, de răban. Sunt foarte bun traducător din latină, din greacă. Acum traduc sub aripa, să zicem. Cine a scris cartea asta, domnul? Hardy. Se numește Thomas Hardy. Este un foarte bun teoretician, o să vă placă volumul, care se ocupă, am făcut trei comentarii. Da, a apărut în 2-3 ani, dar e o carte de sensuri multiple. Frumosul creștin. Da, despre frumosul creștin și în același timp trece prin toate. E o carte scrisă de un teolog ortodox, dar și postmodern. Deci nu este român, dar cartea și e tradusă de tine pe care îi cunoști, care toată ziua stau și rumegă un cuvânt, îl germinează de sensuri în permanență. Și cred că asta este starea pe care putem atinge, nu în fiecare zi, că nu în fiecare zi, dar probabil că... În atitudinea dumneavoastră înțeleg. Știu unde bateți și am venit, să știți că mă așteptam să începeți așa, să spuneți așa lucrurile și eu am venit pregătit cu o întrebare extrem de provocatoare. În demersul dumneavoastră paidetic, să zic așa, vă interesează doar adevărul textului, încercați să scoateți literele să scoateți cuvintele cum ai scoate florile din pământ, să te uiți la rădăcina lor, sau vă interesează și calea celui care înțelege, calea lui personală, înțelege poezia lui Pilat? Da. Și calea asta, la rândul ei, e un drum al vieții. Și până la urmă avem o căutare a adevărului, dar și a căii, dar și a vieții, și atunci ne întoarcem la îndemnul lui Iisus, la ceea ce spune Iisus. Interpretarea textului, acesta este sensul. Eu să-l pun pe el, pe elev sau pe student sau pe cel care discutat cu noastră. Noi doi încercăm să ne situăm să avem o cale a noastră în dialogul acesta care ne completează. Deci încerc ca elevul să fie situat într-o cale pe care el și-o găsește. Eu îl ajut. Într-o cale nu doar teoretică. Nu, pe text. Știți, vă amintiți când în anii 80 ceva... Nu doar într-un labirint al sensurilor. Mă refer la calea aceea a ființei umane în desfășurarea destinului său. Da, eu așa și zic că dacă el găsește calea cuvintelor, are o șansă să găsească și calea vieții. Fiindcă nu, ceea ce face el cu mine acolo, îi trezesc acele sensurile mute. Adică sensurile ca viața lui, dacă se poate, să aibă către destin un argument. Argumentul cuvintelor sau a interpretării cuvintelor. Nu se știe dacă îl ajută enorm de mult, dar eu îi propun această cale. Deci, atât că se poate eu, și cu ce care doresc. Este ca... Da. Vedeți, nu e un trotuar, e o cale de pelerinaj. Da. Am să vă spun... Nu promenadă, nu un corso. Deloc. Asta vreau să zic. Asta e greu. Da, e foarte greu. Dar la capăt
la capăt te așteaptă. Câștigul este, da, extraordinar. Este o pildă frumoasă cu un ascet și cu un ucenic, să zicem, un mentor și un ucenic. Un mentor care mergea către asceză și ascetul întreabă pe ucenic: ce ai făcut? Ce faci? De ce ai întârziat la întâlnirea noastră? Și doi ucenici merg către el. Unul ea îi spune că eu am scris 20 de cărți, 40 de cărți, la care mentorul îi spune: mai bine lăsai pădurile să dezvolte. Și celălalt, care îi spune că a întâlnit pe drum un bătrân și l-a ajutat, i-a cărat pietrele la gard, i-a tăiat lemne, și atunci ascetul îi spune: tu ești cel care te vei apropia de mine. Dar nu se putea ca acela mentor care a scris cărți să care și pietre și să-l ajute pe celălalt? Se putea, dar ales altceva. Păi da, deci amândouă lucrurile sunt importante. Nu știu dacă sunt importante, dar fiindcă noastră m-ați întrebat, dar dacă a scris 24 de cărți, probabil că avea o problemă de prolificitate și care nu instituia sensul. Sigur. Da? Nu instituia sensul. Nu cantitatea contează. Da, nu cantitatea, ci calitatea. Asta a vrut să-și spună. Uh-huh. Puneai o frază, nu, sau făceai o faptă bună, să spuneai o frază esențială. Nu făceai prolificitate. Adică nu te plimba. Și pe corso, cum ți-te poți plimba cu un sentiment al autentic, cu o cale bună. Eu sunt de acord, sigur, dar da, nu trebuie lucruri să te poți duce la mol, da, fără să rumeci prea mult texte și am sensuri. Înțeles. Nu. Dar sigur, la Santiago de Compostela nu te duci fără să le rumeci. Sau dacă, da, te duci, nu te duci fără să le rumeci. Te duci la mol. S-ar putea să fie un mol și în Santiago. Dacă nu mai țin minte, am fost până acolo. Da. Nu mai țin minte dacă... Da. Au fost cu autocarul după să... Da, am înțeles. Nu m-am dus în pelerinaj. Da. N-am avut atâta... Da. Pelerinajul vine și el la timpul lui. Nu e spectacol pelerinajul și nu vine întotdeauna. Pentru pelerinaj te pregătești probabil un deceniu, te pregătești o viață. Nu este un spectacol. Adică pelerinajul e cu totul altceva. Nu faci toată ziua. De plimba te poți plimba mult mai des. Să revenim la originea discuției noastre, la întrebarea primordială. Cât credeți în puterea cuvântului de a surprinde un adevăr general valabil sau măcar de a surprinde un adevăr pentru persoană, pentru om? Că sunt două lucruri diferite, da, totuși. Deci dacă reușesc cuvintele să generalizeze sau reușesc în mod artistic, poetic, să transmită doar către o singură persoană un sens. În primul rând, să stabilim, comunicarea trebuie să fie întotdeauna exactă, dacă vorbim de o comunicare, să zicem, din jurnalism. Să fie, nu, exact. Am vrut să separ anumite lucruri. Dacă un, e din, un gen de comunicare, un gen de comunicare, exact, da. Să fie exactă, dacă vrem așa, și poate să fie exactă. Am citit de curând, ieri, alaltă, era acum de 1 martie, cineva a publicat o poezie de dragoste lui Ștefan Rol, de 1 martie. Mm-hmm. Și sigur că nu avea niciun sens, dar era o poezie sublimă. Da, dar n-avea niciun sens. Da, poezia în general nu are sens. Sigur. Adică mai poezie nu are sens. Eu am învățat multe elevi acest lucru și... Dar sunt, da, sunt sute, mii de profesori. Poezia nu se povestește. Sunt mii de profesori sau sute, nu știu, de literatură, de limbă și literatură română, care spun: și acum, dragi elevi, vom scoate ideile principale. Așa nu sunt. Eu am avut sentimentul când am auzit asta, eu mă temeam că îmi scoate mațele. Da, bună exprimare, vă felicit. Aceea sunt teșgheta, domnule, nu sunt profesor. Adică trebuie să mai studiezi, ești profesor, ești cu teșghea, adică... Și de la, la liniuță, și trebuia să învăți ideile principale din... Eu nu sunt profesori, nu. Asta e altceva, adică poezia este poezie și ce se face acolo nu are legătură cu poezia și nici cu drumul să-l așez pe copil, pe o interpretare. Dar, de fapt, s-a ajuns... Deci, unul dintre cele mai nocive, fenomenul nociv al societății astea este rezumat. Nu, povestea, am avut acum o întâlnire cu Daniel Cristiana, care a fost aici la lansarea o carte a Dianei Falca, La limită, și a fost foarte am încântat. Am auzit, am citit. Da, foarte încântat că am făcut această deosebire
Eu am făcut-o și o fac, ce școala de la Nal, o fac formaliști. Ce deosebire? Între, fundamental, între rezumat și poveste. Mm-hmm. Toată lumea ce poveștile liberalilor, să zic. Păi nu sunt poveștile, aia sunt rezumate dacă ea se bat acolo și tu îi pui în carte. Sau îți imaginezi tu că s-au bătut. Aia sunt rezumate, nocive. Aia sunt ca să vinzi la tejghia ce să vinzi. Răul din lume? Adică, de fapt, aceste rezumate metabolizează răul. Cum a spus noastră, că mi-a scos intestinele sau așa ceva. Păi da. Dar poate nu totdeauna, sunt și reutile, că dacă informația o dau ca, dincolo să fie un tremol, să ducă către o posibilă interpretare, nu către un sens, da. Dar dacă o duc în derizoriu și se amestecă lucrurile, nu au nimic. Deci rezumatul e nociv, domnul Zuman. Cred că da, sigur, în principiu. Toată școala de la Anala, atâta studii despre asta, e ca și când ai face rezumat în poezie. Sunt acele cărți, 101 romane de citit într-o viață. Și unele dintre ele pot să fie... Bine, pot să-ți semnaleze. Da, da. Între, eu vorbesc de rezumat. Dar unii citesc numai asta, da? Citesc... Da. Bun. Eu vorbesc de rezumat, cum a spus dumneavoastră. Adică trei acolo, frații, da, aveau da. Un tată să nu mai... Așa, acele cărți sunt scrise uneori de profesioniști. Unele manuale de română, de istorie, nu sunt scrise de profesioniști. Sunt scrise de oameni care scola teșghea și literatura și istoria și tot. E altceva, e total diferită. Se vede în comportamentul omului, dincolo. Tot cum ați întrebat dacă te ajută conceptul. Conceptul te ajută, probabil, să te situezi bine mai într-o istorie. Mai povestiți despre viața dumneavoastră printre cuvinte și un raport cu cuvintele, pentru că probabil că aveți spaimele dumneavoastră, angoasele dumneavoastră, da, nemulțumirile, și... trădările. Da. E o întreagă viață acolo printre cuvinte. Da. Eu acum scriu un tratat de teoria mesajului și mesajul comunicațional. Deci... Că tot a murit Eco. Bine, Eco e Eco, da. Ca da. Să-mi permis să fiu un pic ironic. Nu, dar am înțeles. Dar știți că Eco zice despre deșteptul satului e cel care face rezumate. Adică nu deșteptul, celălalt, adică se numește prostul satului cel care face rezumate. Am înțeles. Deci nu, ăla e, ajunge deșteptul satului, devine orgolios, își face statuie. Adică, da, prostul satului obișnuit nu își face statuie. Nu. Adică în sens tradițional. Ăla nou zice că el e alfa și omega, el a făcut un rezumat, așa crede el. Și atunci, așa spune Umberto Eco, că noul analfabet este... cel care face rezumat. Da, da. Și eventual pune... rezumă și oamenii. Da, păi aia, atunci rezumă oamenii. Da, și mai ales elevii, asta e cumplit când rezumă elevii. La niște funcții. Da, adică la niște contribuții financiare. A, și mai rău. Da, deci se poate? Păi se poate, da. Chiar atât de rău. Așa s-a ajuns, da. Nu mai există și excepții și excepții, dar cam acolo s-a ajuns, da. Păi, da, Doamne ferește. Doamne ferește, nu, da. Nu vreau să cred, dar în sfârșit. Nu, păi luăm pe text și vedeți că imediat se vede. Bine, deci, bun, mi-ați dat o veste, o știre. Profesorul Ion Predescu scrie un tratat de scris 60-70%. Din domeniul teoriei comunicării. Teoriei comunicării e scris 60-70%, deci e parcursă biografia europeană, mai ales și română, franceză, americană. Povestiți-mi un pic, că mă interesează foarte deci, mult. Domnul Smioranu, să zicem, problema stilului, nu? Problema scriturii, problema stilului din antichitate. Și trecând prin cultura română, să luăm câteva cazuri. Da, cum a evoluat tipul de mesaj, cum e caracterizat mesajul, cum e caracterizată imaginea, cum în cultura română, ca să vorbim, cum se naște stilistica în cultura română. Cărțile mari, de exemplu, Auerbach, Nimesis, cu siguranță știți, din... Da. Cum aceste cărți mari s-au născut, care e contribuția lor în domeniul teoriei limbajului, în domeniul comunicării. După atâta, s-a acolo 700-800 cărți citate, ceea ce mi se pare și normal. Uh-huh. Aș dus-o până la Aziz, să zicem, până la Eugen Negrici și dus-o cumva în viziunea mea mai departe, adică ce se întâmplă cu stilistica mesajului comunicațional, filmic, cinematografic. Au făcut-o și alții. Dar eu o fac după ce vin, după citiți, lecturi de o viață. Citesc acum cartea aceea lui Tarkovski. Așa, da. Bun. De curând despre estetica filmului lui. Da.
Și Tarkovski are bună biografie și în limba română. E foarte bine interpretat și de oameni religioși, care vin din domeniul religios. Și mi se pare foarte important. Am înțeles, nu știu, n-am citit asta, dar am să caut. Mă bucur că mi-ați semnalat, semnalat și telespectatorile. Da. Dar, domnule, pe mine m-a, și am acasă așa un bilețel, cu, mai țin bilețele cu diverse citate, din diverse. Și am unul pe care îl țin după mine de vreo 30 de ani. Da. Sfântul Ieronim zice că nu s-a mântuit nimeni prin dialectică și hermeneutică. Eu nu fac dialectică, hermeneutică, adică dialectică la modul încercă să construi rațional, dar când scapi de dialectică, atunci te mântuiești. Da, păi, vă mântuiește tratatul ăsta? Are el tensiunea aia mântuitoare? Că pe mine asta, sau este o chestiune mai scolastică, așa cum? Deci este scolastică, fiindcă n-ar cum să altfel, dar cred că acum să păstrând pe poți, mutați mutanti, deci să mă ierte Dumnezeu. Eu cred că ce scriu încerc asta, adică fraza să fie cumva care să te învolbureze până când să te ducă către mântuire, să te ducă către întrebările, să te situeze acolo. De aceea încerc și scriu așa de, poate că uneori, mă rog, se zice că mai dificil, mai savant, dar nu e savant, fiindcă de fapt acele cuvinte, cum spune profesor Negrici, acum nu-i bine ce spun despre cum scriu, că de fapt eu așa cred că totuși conceptele te pot, cum se zice noastre, pot salva, că vin din epistemologie, gnoseologie și că eu le, din psihanaliză, din stilistică, din hermeneutică și că dacă le dai și dacă le prind într-un sens, atunci... Da, acum eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți conștient. Da. Că și M. Jordan, știți că... Domnul Smirano, vreau să vă fac un compliment. Da, nu. Cel mai mare pe care vi l-am făcut eu vreodată. Ia să vedem. Că M. Jordan făcea proză fără să știe și nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama că atunci când scrieți critică și hermeneutică literară, faceți poezie fără să știți. Domnul Smirano, dar nu în contextul acesta. Nu, am eu înțeles. Asta de multe ori asta eu fac, iau textele dumneavoastră și zic, domnule, aici m-a pierdut, cineva o să mă câștige, deci rațiunea m-a pierdut, o să mă câștige poezia. Da, sau inefabil, sau metafizica, da. Sau spațiu original, așa este, asta încerc să fac de o viață. Deci, doar s-a scris asta despre deci mine, spun, așa spun că... asta, de, până da. Aici am înțeles și eu ce ar înțelege toți cititorii, dar de aici înainte ce înțeleg eu nu mai înțelege nimeni, e doar problema mea. S-ar așa putea este. Nici autorul să nu fi înțeles sigur, ce înțeleg eu. Așa și trebuie, nu spunea, nu? Adică, deci, asta e stilul Ion Predescu. Da, adică, deci, dincolo de toate astea, important este pui într-un tip de, eu știu, de funcțional sau de nefuncțional. Sunteți depășești, un poet al conceptelor. Da, depășești spațiul ăsta al dar de ce nu spuneți, raționalității? Domne, pe față chestia asta? Domne, eu sunt un poet. Că Emil Blumaru scrie cu sân și coapsă și nu știu ce, eu scriu cu concepte luate din estetică și din critică literară. Este la même chose. Da. O trâmă în coapsă. Eu vreau mai mult decât atât, domnul Smirean. Adică vreau să le dau altă, cum să zic, să-i contextualizez, dacă o să reușesc sau așa scris, să... Cred că ați reușit deja. Da, da. Se pare că anumite biografii, care, adică lumea e chiar uimită, am văzut acolo profesorul Ghidimis, cred, chestia asta, că nu s-a aștepta să... Adică sunt șocante, dar dacă eu aș fi greșit în ceea ce fac, imediat aș fi fost amendat, încă cumplit, știți că nu... Bun, domnul profesor, vă provoc, după aceea o să luăm reclamă. Socrate n-avea la subsol, bine că el n-a scris, dar dialogurile lui Platon n-au bibliografie la subsol, să știți că asta o să fie provocarea, dar după ce luăm pauză de publicitate.